Clasament Real Survivor România 2022. Cine e cel mai bun concurent de la ProTV? Clasamentul celor mai buni concurenți de la Survivor România a suferit schimbări importante, după ultima săptămână din cadrul emisiunii. Iată cine se află pe primul loc. Cea mai bună concurentă de la Survivor România este în acest moment Ștefania Ștefan, care are procentaj 80%. De tânăra din echipa războinicilor a intrat de 25 de ori pe traseu și a fost învinsă de 5 ori. Pe locul 2 se clasează colegul său Ionuț Popa. Pe locul 3 se află Cătălin Zmărândescu, care până acum câteva zile avea cel mai bun procentaj dintre toți bărbații din emisiune. Acesta a intrat de 29 de ori pe traseu și are 10 înfrângeri. Faimoasa Laura Giurcanu se află pe locul 4 în clasament cu 21 de victorii este urmată de Alex Telea care a participat la 29 de jocuri și are 12 înfrângeri. La coada clasamentului se află Emil Rengle, care a reușit să câștige doar 8 meciuri. În același timp, pe ultimul loc se află Doru Răduță, cel mai proaspăt concurent intrat în echipa războinicilor. Participanții din cadrul reality show-ului ce se difuzează acum pe ProTV nu au voie să comunice cu nimeni din exterior nu pot comunica nici măcar cu localnicii din Republica Dominicană. Concurenții ambelor tabere au ajuns pe insulă doar cu un rucsac în care au avut doar câteva obiecte, trei tricouri simple, cu același model, dar cu o condiție, zece seturi de lenjeri intimă, 10 perechi de șosete, trei seturi de bikini și trei maiuri sau bustiere simple pentru sport. Pentru nopțile friguroase, războinicii și faimoșii au putut să-și ia trei perechi de pantaloni lungi și trei bluze de hanorac sau training. De asemenea, în materie de încălțăminte, ei au avut voie cu o singură pereche de adidas negri. Pe lângă acestea, concurenții de la Survivor au fost aduși la cunoștință că trebuie să aibă și trei combinații de ținute de petrecere, smart casual.